Avem nevoie de un voluntar, deci domnul Valeriu Barbu va fi astăzi voluntarul nostru. Dumnealui va interpreta rolul lui Gigel. Gigi contra. Gigi de la spune. Gigi sau Gigi? De regulă cel care face figurantul ia și bătaie. Așteaptă. Astăzi nu vei lua bătaie, deci stai cu minte. Este un moment adaptat după o piesă de teatru scrisă de doamna Eliza Ropa, scriitoare și membră a Uniunii Scriitorilor din România. Am emoții, vedeți, orice artist are emoții, altfel n-are ce să transmită. După volumul Mireasma se numește și veți vedea despre ce e vorba. Deci un mic fragmentel, pentru că Alminter trebuia să stăm aici vreo oră și jumătate cel puțin. Și nu ne permite timpul și spațiul. Da. Da. Acum am plecat de la facultate. Poftim? Dar ce să mai apar? M-a murit mașina. Ce să... Nu știu că nu mi-am spus încă. Dacă ea spune, cred că mă bate și pentru chestia asta. Dacă mai spun și de mașina aia, s-a terminat povestea aceasta. Acum nu pot să vorbesc timp în casă. Dar nu. De istorie. Da? Te rog frumos să fii cu minte și să fii atent. Da? Altfel de ceartă profesorul. Bună. Bună. Bună, bună, bună. Bună, bună, bună. Bună, bună, bună. Bună, bună, bună. Ce faci, drag? Bine. Uite, am grijă de Gigel. Astăzi avem lecție de istorie. Gigel, aici. Ce e ăsta? E Gigel. Dar nu este robot, orice fel de robot. Ce face? Uite ce e, ținează tot acolo în față. Alo? Ne va certa profesorul. Băi, mie foame, lasă-mă pace cu... Gigel. Gog! Nu, gog. Fii atent. Este Gigel. Așa. Gigel este un prototip de roboțel micuț și drăgălaș. Uite de ce drăgălaș e. Ce scurță de el, vezi? Aștept un jos puțin așa. Astăzi învățăm o lecție de istorie. Hai să-i fac o poză! Dar să nu pui pe Facebook, fii atent, nu pui pe Facebook. O pui pe Instagram. Nu, că e lângă, nu este performant, trebuie să-l aduc eu. Mamă, dar unde ești din poză? Să nu dai iar că... Bine, 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 profesorul mi l-a dat, că este plecat în concediu, ca să le duc, să-i firez niște informații pe care el după aceea le va procesa. Și dacă proiectul se va realiza, vom avea succes și foarte mulți bani. Vom face din acest prototip serie. Te-a găsit pe tine. Eu ce am? Păi bă, gândea că găsești un psiholog, un psihiatru, ceva, un specialist, te-a găsit oameni pe tine. Da, eu ce am? Adică tu râzi de mine acum. Nu, nu râd de tine, dar nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Eu nu sunt cercetător. Băi, știi, ia stai să-l scot în priză să vă ocupați. Nu! Nu! Da! Oare! Am murit! Bagă-l în priză, mă, băi, bagă-l în priză! Gata, l-am băgat în priză, dar nu mai pot să mă scot. Hai, ia! Ce-a făcut? Ce-a zis? M-a înjurat? Nu. Aia? E bine. Aia? Aia se referea la lecția de istorie pe care o vom învăța astăzi. În ce an s-a născut Ștefan cel Mare? N-am învățat încă, că nu i-am pus filmul. Poți să-i spui tu dacă vrei. Ce filme pui, mă? Vedea la cu Jackie Chan, ce face? Nu, cu filme istorice. Astăzi. Mâine îl învățăm geografie. Da. Poi mâine îl învățăm din străine. Nu știu. Trebuie să-l învățăm să nu mai învățăm. Bun, și nenorocul ăsta, robotul ăsta, ce IQ are? Că eu nu înțeleg. Nu știu ce IQ are, dar profesorul parcă mi-a zis ceva, câteva sute, nu știu, e foarte inteligent. Mă fac, ăsta? Ăsta are câteva sute. Nu acum, dar trebuie să ajungă la câteva sute, să fie cel mai performant, tu nu înțelegi? Ce face? Vezi, dacă tu-i bagi informații greșite în cap! Dar nu i-am băgat nimic! Gigel, nu l-a ascultat, te rog. Eu nu i-am băgat nimic, dragă,
Scos, l-am scos din priză, atât aia am făcut, nu i-am băgat nimic. Fiat. A? Te rog frumos. Eu sunt plătită pentru asta și deocamdată eu aduc banii în casă, da? Deci dacă nu are importanță, dar din... datorită lui Gigel, noi avem ce mânca până când termin tu facultatea, știi? Păi da, știu că sunt student, sunt născut într-o familie cu patru frați, doi, două pisici și trei căi. E normal că asta este, da, acum ce vrei să fac? Eu încă sunt la facultate, trebuie să-mi fac masteratul, s-a stricat mașina. Păi vrei să vorbesc sau vrei să fac? Vreau să taci și să vorbești ceva inteligent despre istorie. A, Ștefan cel Mare a fost domitorul țării Moldovei. Așa. Să stăm la mine. Ceaușescu ne-a făcut praf. Nu să-mi treacă, dar n-am ajuns încă la comunism, nu o să înțeleagă. A, ok. Cucu vrea o trântă la Cotroceni. Ce să-i spun altceva? Ce să-i spun? Știi ceva, eu mă duc să mă spăl, că am încercat să repar mașina, tu stai cu Gigel. Stai cu Gigel, dă-i să-mi învață-l, eu mă întorc și tu el pleacă. E bine? Nu poate să plece. Nu, de ce? N-are roți? Până nu vine domnul profesor din concediu, eu trebuie să mă ocup de el. Deci mi l-a lăsat în grijă, n-am cum să... Undeva după el, e un nătărău, habar n-are ce spune. Nu-l băga în seamă. Vino cu acest. Nu mai, lasă-mă că nu mai înțeleg nimic. Hai să-l lăsăm pe Gigel. Așa, ce mai vrei să-mi zici? Gigel, tu ești cu minte și acum eu mă duc să dau drumul la un film istoric și tu te uiți, da? Te rog frumos, stai puțin. Vă scrie film cu Rambo. Vezi că ai greșit caseta. Deci acolo privești, da? Privește acolo, te rog, și ești atent. Zi-mă ce mai vrei să-mi spui. Fii atent. Vreau să-ți dau o veste importantă pentru noi. A, da? Păi văd că... Mai cer că nu am pus căști. Ok. Și trebuie să fii atent acolo. Bun, ce veste vrei să mai dai? Hai că deja mi-ai dat vreo două vești până acum. Sunt așa de fericită, nici nu știu cum să spun. Și eu, mă vezi? Sunt foarte fericit. Extrem de fericit. Dragule... Da. În căsuța asta mică a noastră. Mamă, ce mică e. În afară de noi doi și Gigel. Aole, mai aduci unul? Mamă, e un copilaș. Gigel. E un copilaș. Cu sărcinată. Ce ești? Cu cine? Cine? Cu cine? Cum cu cine? Tu nu te bucuri? Ba, nu și mă bucur. Cum să mă bucur? Nu, de ce mă bucur? Gândește-te că sunt într-o familie săracă. Cum trebuie? Cum să... Eu sunt cea mai fericită de lume și nu să mă bucur. Auzi, pupă icoana, poate. Hai, te rog, eu pupă icoana, poate pleacă. Ce vreau să plece? Ăsta! Care e uite ăla de acolo, poate pleacă. Nu! Cu tu! Am pupat-o! Ce cereția tare! Păi da, nu-i la mine, uite, de la tine trebuie să plece. Îți fie rușine. Păi da, mă, dar cum să-mi creștem noi? Tu aveți și pe... Dacă nu înțelege, se uita. Lasă-mă că-l aveți și pe ăla, cum să... și ăsta, ce facem? Păi cum ce să facem? E cea mai mare minune. Păi trimite la primare. Nu poți, cum să-l trimit la primare? Criminalul ce ești? Auzi. Auzi. Am și o veste. Auzi. Da. Nu, asta e cea mai importantă. Am și o veste. Eu am o pisică. Nu vrei să o aducești și pe aia că e la mama. Aia că e mică, e pufuroasă, e micuță acolo. Mai adică tu compari copilul nostru. Nu, draga mea, eu pun-o la braț. Ce să facă cu el? Că nu, eu n-am ajuns la lecția pentru pisici. Râs! Nu râs, plâng! Noi și fericiți sunt, mamă, ne-ai grit toată alta fericire. Și cu auzi, da, stai puțin, că mai am o întrebare. Dar profesorul ce a spus? I-ai spus și profesorului? Nu știe, pentru că dacă află că vom avea un copil și nu mai am timpul necesar să mă ocup de Gigel, care e așa de drăgătaș și care deocamdată să ne aduce bani în casă și uite acum învață lecția de istorie, dragul de el.
Doamne ajută. S-ar putea să mă concedieze și să știi că rămânem pe drumuri, că n-avem bani. Eu oricum suntem pe drumuri. Nu suntem. Ca să plătesc studiile la masterat, am făcut un împrumut la bancă. Fără să-mi spui. Ba, ți-am spus? Ba da, acum ți-am spus. Am făcut un împrumut la bancă și la bancă n-am avut de unde să dau bani și a venit banca și mi-a spus că ți-au casă. Și am rămas și pe drum. Stă la Gigi. Eu mă duc la mama la pisică. Adică. Vă mulțumim frumos!